Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite sreci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și Împărat în veci. Iisus e Domn și Împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea-i turma prea iubitului păstor. Ea-i turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă anii s-au scurs vreo 2000, ori câte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni, de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită și trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor Iisus Hristos, de Marele Păstor Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splin. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercării vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit vom birui, răbdând până la sfârșit vom birui. Amin.